Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Suntem bucuroși în casa Tatălui nostru. Pour être bénis. Să fim binecuvântați. Il y a deux ans. Sunt doi ani. Dieu a permis que nous puissions. Și Dumnezeu a permis ca noi să putem să fim avec vous. Cu dumneavoastră. Et Dieu aujourd'hui nous donne aussi l'occasion. Și Dumnezeu astăzi ne dă ocazia. De nous retrouver. Ca să ne regăsim. C'est une grâce. Este un har. C'est un privilège qu'il nous accorde. Un privilegiu care ni-l dăruiește. Quand nous disons, când noi spunem, quand nous remercions le Seigneur, când noi mulțumim Domnului, quand nous lui montrons notre reconnaissance, când îi arătăm recunoștința noastră, de fois, c'est par habitude que les gens le disent. Câteodată din obișnuință oamenii o spun. Des fois, c'est comme une formule. Câteodată e ca și o formulă. Mais si nous pensons seulement, dar dacă ne gândim doar și să luăm un pic de timp pour revoir ca să revedem ce que Dieu fait pour nous, ceea ce Dumnezeu face pentru noi, compter les bénédictions que Dieu nous accorde, și să numărăm binefacerile pe care Dumnezeu ni le dăruiește, nous le remercierons encore davantage. Noi i-am mulțumit încă mai mult. Et il y a souvent une écriture que j'aime lire. De multe ori iubesc să citesc un text din Scriptură. Pour montrer la profondeur des gens. Ca să arăt adâncimea. Qui ont expérimenté. Care au experimentat. Qui ont mesuré alors sa propre valeur. Care au măsurat propria lor valoare. La grâce que Dieu leur a fait. Harul pe care Dumnezeu i-a dăruit. Compté les bénédictions de Dieu. Și au contat binefacerile lui Dumnezeu. Et qui en ont été conscients réellement. Și erau într-adevăr conștienți. Mais avant de lire. Dar înainte să citim. Je vais faire un mot de prière. Aș vrea să mă rog. Seigneur Dieu notre Père. Doamne Dumnezeu Tatăl nostru. Merci encore une fois. Mulțumesc încă o dată. Parce que nous voulons te dire merci pentru pour tout. Pentru că noi vrem să-ți mulțumim pentru toate. Parce que sans toi nous ne sommes rien. Pentru că fără tine nu suntem nimic. Tout ce que nous sommes. Tot ceea ce suntem. Tout ce que nous avons. Tot ce noi avem. Nous le tenons de toi. Noi o primim de la tine. C'est pourquoi nous voulons nous remettre entre tes mains. De aceea noi vrem să încredințăm totul în mâna ta. Nous voulons nous remettre à la disposition. Noi vrem să ne punem la dispoziția ta. Pour que toi tu puisses faire de nous. Pentru ca tu să faci din noi. Ce que tu veux. Ceea ce tu dorești. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mulțumesc, Doamne, pour l'occasion que tu me donnes. Pentru ocazia care îmi dăruiești. De proclamer ta parole. Ca să proclam cuvântul tău. Aussi Seigneur Jésus. De altfel, Doamne Iisuse. Fais-moi grâce. Dăruiește-mi har. Circoncis ma langue. Tai împrejur limba mea. Prends autorité. Ia tu autoritate. En cet endroit. În acest loc. Pour que seul ton nom soit élevé. Pentru ca doar numele tău să fie înălțat. Seule ta vérité soit proclamée. Și doar adevărul tău să fie vestit. Parce que c'est elle qui a franchi. Pentru că el este cel ce eliberează. Nous croyons. Noi credem. Que tu nous as entendu. Că tu ne-ai ascultat. Parce que nous avons demandé. Pentru că noi am cerut. Au nom de notre Seigneur. În numele Domnului nostru. Et Sauveur Jésus-Christ. Și Mântuitor Iisus Hristos. Amen. 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 Avant de lire, je voudrais aussi înainte ca să citești, aș dori vous transmettre les salutations să vă transmis salutările de nos frères et sœurs a fraților și surorilor de Calgary, din Calgary, notre petite assemblée de Calgary au Canada. Mica noastră adunare din Calgary din Canada. Ils ont demandé que je puisse vous transmettre leurs salutations. Au cerut ca să vă aduc salutările lor. Je crois que c'est avec joie. Și eu cred că bucurie. Que vous allez les recevoir. Pe care voi o să primiți. Même si chiar dacă vous ne vous êtes jamais vu, nu v-ați văzut niciodată, mais ils savent qu'ils ont des frères, dar ei știu că au frați, et nous avons tous la même espérance, și noi avem aceeași nădejde, et nous avons tous la même attente, avem aceeași așteptare, nous attendons notre Seigneur Jésus Christ, așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, qui vient bientôt, care vine în curând. Quand le frère Michel, când fratele Michel m-a demandé de prêcher, mi-a cerut ca să predic, je voulais refuser. Am vrut să refuz. Il me disait j'étais fatigué. Și am zis sunt obosit. Et puis j'ai un défaut. Și am și un mic defect. C'est que je n'épuise pas facilement mes sujets. Pentru că nu controlez bine subiectele. En une séance. Doar într-o adunare. Alors je me disais. Atunci îmi spuneam. Le temps qu'il me donne. Timpul care mi-l dă. C'est juste pour l'introduction. Este doar pentru introducere. Alors nous allons partager. Atunci noi vom împărtăși. L'introduction. Introducerea. De la pensée que le Seigneur. A gândului pe care Domnul. Voulait que nous puissions partager.
ar vrea ca noi să-l împărtășim. Et si le Seigneur le Și permet, dacă Domnul permite, nous continuerons, vom continua. Si pas cette fois-ci, dacă nu de data aceasta, même une autre, poate altă dată, si dacă il ne vient pas nous chercher d'ici dacă là, nu vine să ne caute. Parce que nous attendons réellement pentru că noi așteptăm într-adevăr revenirea lui. Et maintenant plus qu'avant, și acum mai mult ca înainte, nous sommes certains, noi suntem siguri que Dieu vient bientôt, că Dumnezeu vine în curând. C'est pourquoi nous nous préparons, noi ne pregătim. C'est pourquoi nous avons soif. De aceea noi avem sete. Et nous avons faim. Și avem foame. Et nous demandons Seigneur. Și noi cerem Doamne. Prépare-nous. Pregătește-ne. Seigneur. Doamne. Parle-nous. Vorbește-ne. Seigneur. Doamne. Occupe-toi de nous. Ocupă-te tu de noi. Dieu est bon, je le disais. Dumnezeu este bun, am spus-o. Parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Pentru că face mari lucruri pentru et noi. Et souvent nous, avec les yeux d'homme, și de multe ori noi cu ochii que nous avons, pe care noi îi avem, nous ne réalisons pas. Noi nu realizăm. David avait compris la chose. David a înțeles lucrul. Prenons psaume. Să citim din psalm. 103. 103. Vous connaissez l'écriture. Voi cunoașteți scripturile. Dieu nous aime tellement. Dumnezeu ne iubește așa il de mult. Il prend soin de nous. Se îngrijește de noi. Et il s'occupe de nous. Se ocupă de noi. Et en retour. Și la în retur. Il veut que nous soyons reconnaissants. Noi, el vrea ca noi să fim recunoscători. Et c'est vrai, nous devons être reconnaissants. Și într-adevăr noi trebuie să fim recunoscători. On le dit souvent. Spunem de multe ce ori. Ce n'est pas par habitude. Nu din obișnuință. Que nous nous réveillons. Că noi ne trezim. Après une nuit de sommeil. După o noapte de somn. Non. Nu. C'est par la grâce de Dieu. Este prin harul lui Dumnezeu. Tout ce qui nous arrive, tout ce ni se et întâmplă, tout ce que nous avons, și tot ce avem tout noi, ce que nous sommes, tout ceea ce suntem, c'est par la grâce de este Dieu. Prin harul lui Dumnezeu. Que nous nous soyons séparés. Să fim despărțiți. Il y a deux ans. Sunt doi ani et que deja, nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Și noi să putem să ne regăsim c'est astăzi. Une grâce spéciale este que un har special al lui Dumnezeu. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu. Și noi suntem copii al lui Dumnezeu. Nous avons une espérance. Noi avem o nădejde. Même si aujourd'hui nous mourons, chiar dacă noi astăzi am muri, nous savons noi știm que si réellement nous sommes préparés, dacă într-adevăr noi suntem nous pregătiți prêts, și suntem gata, nous nous endormons seulement. Noi doar adormim. Nous sommes différents de ceux qui n'ont pas l'espérance. Noi suntem diferiți de cei care nu au o nădejde. Amen. Savez, avec ma profession, știți voi, cu profesia mea, j'entre souvent en contact avec différentes personnes. Eu intru în contact cu multe persoane. Et je sais voir. Și pot să văd. Les gens qui ont l'espérance. Oamenii care au nădejde. Les gens qui n'ont pas d'espérance. Și oamenii care n-au nădejde. J'ai reçu. Am primit. Dernièrement chez nous au Canada. În ultima vreme la noi în Canada. La visite du frère Mbie. Vizita fratelui Mbie. Mon papa. Tatăl meu. Et j'ai comparé son attitude qu'il avait. Și am comparat atitudinea pe care avec el o avea. Un de mes patients. Cu unul dintre pacienții mei. Lui, il a servi le Seigneur. El a slujit Domnului. Et il sert le Seigneur. Și slujește Domnului. Et je l'ai observé. Și am observat. Je suivais tous ses mouvements. Am urmărit toate mișcările lui. En tant que médecin aussi. Ca și medic și eu. Et je savais voir ce qu'il était. Și știam ceea ce era. Et ce qu'il était. Și ceea ce este. J'ai beaucoup aimé. Am iubit mult. L'attitude qu'il avait. Atitudinea pe care o avea. Je savais voir un homme. Puteam să văd un qui om. Qui est conscient. Care e conștient, qu'il a servi le Seigneur, care a servit pe Domnul, et qu'il sert le Seigneur, și slujește pe Domnul, et qu'il est prêt, și care este gata, à partir, să plece, à tout moment, în orice clipă. Évidemment, son langage, evident, limbajul lui, voi știți, à mon âge, la vârsta mea, je peux partir à tout moment, pot să plec în orice clipă, je peux dormir, pot să adorm, je ne me réveille pas. Și să nu mă mai trezesc. Et c'était un langage, évidemment. Și e un limbaj, bineînțeles. Quand vous entendez un parent parler de cette façon, voi auziți un părinte vorbind în felul acesta,
Vous n'aimez pas beaucoup ce discours. Voi nu iubiți mult acest Mais après, limbaj, vous dites, c'est la dar réalité. după aia spuneți, este o Il a pris de realitate. l'âge. Are deja o vârstă. Ça peut arriver. Poate se întâmple. Mais dar l'assurance qu'a la personne siguranța pe care o are persoana vous rassure vous-même. Vă asigură și pe voi înșivă. Et vous vous posez la question. Și vă puneți întrebarea. Est-ce que moi-même oare și eu je peux en dire et en faire autant? Poți să zic așa? Juste en pensant de cette façon, doar gândindu-te astfel, je me disais, îmi spuneam, aujourd'hui, même si le Seigneur le prenait aujourd'hui, astăzi, dacă Domnul l-ar lua, c'est une réalité, ça peut este arriver, o realitate, poate mais se au întâmple, moins je sais qu'il est prêt. Dar știu, măcar că este gata. Alors, atunci, j'ai comparé avec un de mes malades. Am comparat cu unul dintre bolnavii mei. Un homme qui s'est présenté un om care s-a prezentat il y a quelques mois. Câteva luni. Il avait une grosseur au niveau du cou. Avea o rană aici la ureche. Après l'avoir examiné, și după ce l-am examinat, j'avais déjà une idée. Am avut deja o idee. Je me suis dit, non, ça va, on va faire des examens. Et am zis, bine, o să facem niște examene. Et je craignais le pire pour lui. Și mă gândeam la ce e mai rău pentru el. Et effectivement, și bineînțeles, on lui a fait une biopsie. Făcut on a confirmé la maladie qu'il și avait. Au confirmat boala care o avea. C'était un lymphome. Era o boală. Une sorte de cancer de sang. Un fel de cancer. Alors, atunci, il me revoit quelques mois après. M-a văzut după câteva luni. Il est passé par beaucoup d'examens. A trecut prin multe examene. Et lorsqu'il est venu avec les derniers résultats, și când a venit cu ultimele rezultate, moi je les avais déjà reçus. Eu deja le primisem. Et il avait un rendez-vous avec son spécialiste. Și avea el o întâlnire cu Mais avant d'aller voir le spécialiste, dar înainte să vadă pe il voulait lui, que je puisse lui dire quelque chose. Vrea ca să-i spun eu ceva. Alors il a commencé à parler. Și a început el să vorbească. Je lui ai dit les résultats que j'avais. I-am zis rezultatele. Mais il ne voulait toujours pas partir. Dar el nu vrea să plece. Finalement, în la sfârșit, me dit, regarde, docteur, a zis, doctor, qu'est-ce que vous pouvez me dire ce puteți să-mi spuneți avec ces résultats cu toate aceste rezultate pe care le am? Et chercher une parole de réconfort. Și căutam un cuvânt ca să-l fac bine. Alors, il se met debout. Și el s-a ridicat în picioare. Il dit, regarde comment j'ai maigri. Și a zis, uite cum am slăbit. Est-ce que tu crois que c'est grave? Tu crezi că este grav? Mais la chose qui m'a frappé, dar lucru care et que je voulais partager avec vous, și care vreau să-l împărtășesc cu c'est voi, qu'il m'a dit, docteur, el mi-a zis, doctore, I'm not ready to go. Nu sunt gata ca să plec. Je ne suis pas prêt de partir. Nu sunt gata ca să plec. Et alors il a commencé à pleurer. Și a început să plângă. Les larmes ont coulé. Lacrimi au curs. Alors je me suis dit, și atunci am zis, je lui ai dit, écoute, i-am zis, ascultă, on a parlé. Am vorbit. Si tu veux que nous puissions parler, dacă tu vrei ca noi să viens, vorbim, je suis là pour toi, nous allons parler. O să fiu pentru tine, o să vorbim. Mais ce qui m'avait frappé, dar ceea ce m-a uimit, c'est que j'ai vu un homme, că am văzut un om qui n'est pas prêt, care nu e gata. Un homme qui n'a pas d'espérance. Un om care n-are nădejde. Un homme un om qui n'a pas où aller, care n-are unde să meargă. Parce que pour lui, pentru că pentru selon el, la médecine, doar medicina, il n'a peut-être plus d'issue. Poate il voit une condamnation de mort. Vedea doar o et se de dit, si moarte, je suis parti, zis, c'est fini. Plec, alors quand vous voyez les deux, când vedeți pe amândouă, vous comparez comparat, quelqu'un qui a Christ cineva care et are qui pe se prépare chaque jour și care se pregătește et zi qui de zi, est prêt à partir și à care tout este moment, gata să plece în orice clipă, et un autre și un altul qui a besoin de Christ, care are nevoie de Hristos. Nous, quand nous parlons de préparation, noi, când noi vorbim de pregătire, nous ne voyons pas la mort seulement. Noi nu vedem doar moartea. Il y a plus important que ça. E mai important le decât Seigneur aceasta. Peut venir à tout moment. Domnul poate să vină în orice moment. Et il veut nous trouver prêts. Și vrea să ne găsească gata. Mais entre-temps, nous lui disons Dar merci între timp, noi îi spunem pour mulțumesc tout ce que nous considérons pentru tot ce considerăm noi comme faveur, ca și o favoare, comme privilège qui ca nous un privilegiu pe care ni-l dăruiește. Parce qu'en tant qu'homme, pentru ca și om, nous n'avons aucun mérite de notre part. Noi n-avem niciun merit.
Ce que nous sommes, ceea ce suntem et ce que nous avons, și ceea ce noi avem, c'est Dieu qui nous l'accorde, este Dumnezeu care ne dăruiește, par sa propre bonté, prin bunătatea lui, selon sa propre volonté, după voia lui. Et David, écoutez ce qu'il écrivait. Ascultați ce scria. Il dit au psaume 103. În psalmul 103 spune, mon âme, sufletul meu, bénit l'Éternel. Binecuvântează pe Domnul. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui cel sfânt. Mon âme bénit l'Éternel. Sufletul meu binecuvântează pe Domnul. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Și nu uită niciuna din binefacerile lui. Mon frère et ma sœur. Frate, soră. Nous sommes des enfants de Dieu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Si nous devons compter, dacă noi trebuie să numărăm, chacun de nous, fiecare dintre noi, ce que Dieu a fait pour chacun ceea de nous, Dumnezeu a făcut pentru fiecare dintre c'est noi, beaucoup. Este mult. Mais il nous faut seulement que nous prenions le temps. Dar trebuie doar să ne luăm un pic de timp astăzi. Maintenant que nous sommes assis, acum când suntem așezați, sur nos chaises, pe scaunele noastre, să revedem, pe fiecare să revedem, ce que Dieu a fait pour lui. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. Vous verrez que, veți vedea că, vous avez été dans le désespoir, că erați fără nădejde, vous étiez perdu, voi ați fost pierduți, vous n'aviez pas d'issue, voi n-ați avut o nădejde, dans une situation quelconque, într-o situație nu contează mais ce, il a fallu l'intervention de Dieu, dar trebuia intervenția divină. Pour cela même, pentru aceasta, prenez la peine de dire, merită să spun, mon âme aujourd'hui, sufletul meu astăzi, bénit l'Éternel, laudă pe Domnul. Souvent nous prenons, de multe ori noi luăm, comme les Anglais disent, comme granted, ca și englezii cum spun, non, comme c'est acquis d'emblée, tout ce que nous avons, că tot ce avem noi, un jour, într-o zi, j'ai compris ce que peut-être la souffrance d'un malade, poate am înțeles ce este suferința unui bolnav, care nu ajunge să respire. Quand j'avais reçu une opération, când am făcut o operație sur mes sinus, pe sinus, et pendant toute une journée, și timp de aproape o zi, on m'a mis des plugins, comme on les appelle, mi-au pus niște furtune, dans le nez, în nas, et je respirais seulement par la bouche. Și respiram doar pe gură. Alors quand vous dormez, și atunci când vous oubliez, vous fermez, voi uitați la bouche, să închideți gura et vous étouffez. Și voi vă înăbușiți. À partir de ce jour-là, și din ziua aceea, j'ai compris la souffrance. Am înțeles suferința. Quand je vois un bébé, când văd un copil qui souffre pour respirer, care suferă ca să respire. Je me mets à sa place, je me dis, mă pun în locul lui și spun ce durere. Peine. Ce durere. Mais si nous pouvons nous, dar dacă noi am putea, tel que nous sommes, așa cum suntem, en train de marcher, să umblăm, respirer à l'aise, să respirăm, ne le prenez pas comme si c'était une granted, nu luați un droit que vous avez, care non, un drept pe care l-aveți. C'est la grâce que Dieu vous a donné, pe care ni l-a dăruit. Rien que pour ça, nimic, doar pentru aceasta, nous pouvons dire Seigneur merci, să spunem, Doamne, mulțumesc. Quand je vois mon frère Jean-Claude, când văd pe fratele excusez-moi meu, de donner des exemples, scuzați-mă, parce que c'est plus frappant. Pentru că îi lovește tare. Quand je suis venu en août 2016, când am venit în august 2016, je l'ai vu. L-am văzut. Mais je devais rentrer pour aller travailler. Și trebuia să mă întorc să lucrez. Je n'ai pas tenu. Și n-am deux mois après, je suis revenu. Două luni după aceea am revenit. C'était pour le voir. Era ca să-l văd. Încă o dată. C'était une grâce. Este un har. Spécial qu'aujourd'hui, spécial că astăzi, je le vois tel qu'il est. Îl văd așa cum este. Rien que pour ça, nimic, doar pentru aceasta, merci Seigneur, pot să spun mulțumesc, parce Doamne, que j'ai vu ta main. Pentru că am văzut mâna ta. Parce que j'ai vu, pentru că am văzut, cette année, în acel an, un malade, un bolnav, d'un certain âge, de o anumită vârstă, quand de nos collègues unul dintre colegii mei îl tratau,
Il lui avait prescrit des antibiotiques I-au prescris qu'il prenait antibiotice par voie veineuse. care lua prin infuzie, prin Il injecție. venait dans une chambre, Venea într-o cameră. on lui donnait la perfusion Îi avec des dădeau antibiotiques perfuzie cu et il antibiotice rentrait à la maison. și se întorcea acasă. Et puis le soir, je ne sais Și pas după aia combien de seara, fois il faisait nu știu cela. de câte ori a făcut asta, Alors, c'était le malade d'un coleg. era un bolnav a unui coleg de-a meu. Je l'ai vu, L-am văzut. il était à lui, on lui a donné sa perfusion. I-au dat perfuziile lui. Et puis, il est rentré à la Și maison. după aia s-a întors Il acasă. devait revenir pour la dose du soir. Și trebuia să vină Je pentru crois que doza de c'était. seară. Il a pris la dose du soir. Eu cred că a luat și doza de seară. Et moi, j'étais de garde cette Și nuit-là. eram de gardă în noaptea aceea. Je suis allé à la maison. M-am dus On m'a acasă. appelé, docteur, viens M-au vite. sunat și a zis, doctore, vino repede. J'arrive. Am ajuns. Je trouve les infirmières, Am găsit les infirmieri. paramédics en train de s'affairer sur Și făceau. l'homme que je venais de voir, il n'avait pas longtemps, Acel om pe care l-am văzut nu cu qui mult timp était în urmă. apparemment bon, bien, Care mais qui ne era venait que bine, pour dar venea doar pentru niște les infuzii, antibiotiques. niște antibiotice. Je suis arrivé, Am ajuns. j'ai vu ce que c'était, Am văzut ce era. puis bon, je savais Și știam ce qu'allait être l'issue. ce trebuia să Nous avons dit, urmeze. essayons quand même. Și am zis să mai Mais ce qui încercăm. m'avait frappé, Dar ceea ce m-a c'est uimit, qu'il n'y avait pas quelques minutes, nu peut-être era 30 ou 45 minutes. 30 sau 40 de Il minute. est sorti marchant très bien A ieșit et il umblând bine. rentre avec un malaise et c'était la fin. Și a venit înapoi în spital bolnav și s-a terminat. Et son jeune frère est un demi-malade. Și un frate de-a lui mai tânăr Et era il est unul dintre arrivé, on l'a pacienții appelé. mei. Qu'est-ce que je dis? Au Bon. venit și au zis, ce s-a Il dit, întâmplat? mais il était bien. Au zis, a fost bine. C'est quoi? Ce înseamnă? C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, Dumnezeu ne dă alors. suflu de C'est viață. Dieu qui nous donne la force. Dumnezeu ne dăruiește C'est putere. Dieu qui nous donne la Dumnezeu possibilité ne de dă posibilitatea respirer. ca să respirăm. Rien que pour ça, Doar pentru nous aceasta, pouvons nous noi dire, putem să ne spunem, réellement, într-adevăr, penser et dire, să spunem, Seigneur, Doamne, merci. mulțumesc. Amen. Mon âme, Sufletul bénis meu l'Éternel laudă pe et Domnul n'oublie aucun de ses și bienfaits. nu uită niciuna din benefacele C'est Lui. lui qui pardonne toutes tes El iniquités. îți iartă toate fără de legile Amen. tale. Amin. Toi et moi, Tu și eu, impurs. necurați, Toi et Tu moi, și eu, pécheurs. păcătoși, Toi et Tu moi, și eu, qui ne pouvons pas. La care nu puteam. justice que nous avons, nous, en tant Neprihănirea pe qu'homme, care noi avem ca și oameni est un linge sale devant Dieu. este murdară înaintea lui Dumnezeu. Mais grâce à Dar harul l'œuvre de Golgotha, de pe Golgota, lucrarea de pe le Golgota, sang de Jésus-Christ sângele lui Iisus Hristos, purifie nos péchés. curăță păcatele noastre. Et pour cela, Și pentru nous aceasta, pouvons dire noi putem aujourd'hui, să spunem astăzi, merci Seigneur, mulțumesc, Doamne, mon âme bénit l'Éternel, sufletul meu laudă pe Domnul, parce que il a purifié tes pentru că a iniquités. curățat fără de legile mele. Celui qui guérit toutes tes maladies. O, el este cel ce vindecă toate bolile. Celui qui délivre ta vie de la fosse. El este acela ce se izbăvește viața din groapă. Qui te couronne de bonté et de El te miséricorde. încununează cu bunătate și îndurare. Celui qui rassasie de bien ta El îți vieillesse. satură de bunătăți bătrânețea. Amen. Qui te fait Și rajeunir te comme face un să aigle. tinerești iarăși ca vulturul. Voyez, il y a beaucoup Vedeți? de raisons Sunt multe motive pour lesquelles si nous nous arrêtons seulement, pentru care nu ne-am nous oprit pouvons doar, nu seulement doar putem să spunem, nous mettre ici et dire, să ne spunem aici și Seigneur, spunem, merci. Doamne, mulțumesc, Merci pour ceci. mulțumesc pentru Merci asta, pour cela. mulțumesc pentru Merci pour cealaltă, ceci. mulțumesc Merci pentru pour cealaltă, cela. pentru cealaltă, Prendre tout notre temps să luăm tot timpul rien nostru, qu'à dire merci. decât să mulțumim Domnului. C'est pourquoi David pouvait De dire, aceea David putea să spună, L'Éternel est mon berger Domnul este păstorul et meu je ne manquerai de și rien. nu voi duce lipsa de nimica. Si nous avons cette Dacă espérance, noi avem această nădejde, si nous avons cette dacă foi, noi avem această oh, nous credință, sommes les hommes les plus oh, noi heureux. suntem cei mai fericiți Parce que oameni. là nous avons la paix. Pentru că aici noi avem pacea. Nous n'avons pas de soucis. Noi nu avem îngrijorări. Parce que nous savons pentru că noi știm que nous avons un refuge. Că noi avem un refugiu. C'est pourquoi il nous dit, De aceea noi spunem, attendez l'aide de l'Éternel așteptați ajutorul en Domnului silence. în tăcere. Et Dieu, Și Dumnezeu, il veut que nous soyons reconnaissants. El vrea ca noi să fim Venons de recunoscători. Deutéronome 8. Acum din Deuteronom 8.
Regardez comment il parlait aux enfants d'Israël. Uitați cum vorbea copiilor lui Israel. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Verset 11. Versetul 11. Commençons au verset 10. Să începem cu 10. Lorsque tu mangeras, când vei mânca, et te rassasiras, și te vei sătura, tu béniras l'Éternel, să binecuvântezi pe Domnul, ton Dieu, Dumnezeul tău, pour le pays qui t'a donné, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Garde-toi d'oublier l'Éternel, vei să nu uiți pe Domnul, ton Dieu, Dumnezeul tău, au point de ne pas observer ses commandements, până acolo încă să nu păzești poruncile, ses ordonnances et ses lois, rânduielile și legile lui, que je te prescris aujourd'hui, pe care ți le dau azi. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, când vei mânca și te vei sătura, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, și când vei zidi și vei locui în case frumoase, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, când vei vedea înmulțindu-se cerezele de boi și turmele de oi, augmenter ton argent et ton or, mărindu-ți argintul și aurul, et s'accroître tout ce qui est à toi, și crescându tot ce ai, prends garde, ia seama, que ton cœur ne s'enfle, să nu ți se umfle inima, et que tu n'oublies l'Éternel, de mândrie, și să nu uiți pe Domnul, ton Dieu, Dumnezeul tău, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, care te-a scos din țara Egiptului, de la maison de servitude, din casa robiei, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, care te-a dus désert, în acel pustiu mare și grozav, où il y a des serpents brûlants et unde des erau șerpi înfocați și scorpioni, dans des lieux arides et sans eau, în locuri uscate și fără apă, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le care plus a făcut dur, să țâșnească apă din stânca cea mai tare, qui t'a fait manger dans le désert, și care ți-a dat să mănânci în la pustiu, la mană inconnue à tes pères, mana cea necunoscută de părinții tăi, afin de t'humilier, de t'éprouver, ca să te smerească și să te încerce, pour te faire ensuite du bien, și să-ți facă bine apoi. Amen. Amin. Voyez la bonté de Dieu. Vedeți bunătatea lui Dumnezeu. Même quand ils sont passés, chiar când au trecut ei, par des moments difficiles, prin momente dificile, par des moments durs, prin clipe dure, le Seigneur a dit, Domnul a zis, c'était seulement, era doar, pour les tester, pentru ca să-i încerce, c'était seulement, era doar, pour les éprouver, ca să-i încerce, mais après, dar după aceea, il leur a fait encore du bien, le-a mai făcut bine. C'est pourquoi aujourd'hui, de aceea astăzi, même les situations difficiles, chiar și situațiile dificile, dans lesquelles nous pouvons passer, în care noi putem să trecem, chacun a ses problèmes, fiecare are problemele lui, vous ne connaissez pas les problèmes, voi nu cunoașteți problemele pe care le-am eu, vous ne connaissez pas les problèmes que le frère Michel peut avoir, voi nu știți problemele pe care fratele Michel poate chacun le aibă, chacun a ses problèmes, fiecare are problemele lui, mais même dans tous ces problèmes, chiar și în aceste probleme, le Seigneur a dit, Domnul a zis, regardez ce qu'il dit, uitați-vă ce spune, afin de t'humilier et de t'éprouver, ca să te smerească pour și să te faire ensuite du bien, și să se facă bine apoi, pour un but, era pentru o țintă, même les épreuves que nous chiar avons, chiar și încercările pe care le avem, Dieu veut, Dumnezeu vrea, forger notre caractère, să facă, să modeleze caracterul nostru, Dieu veut, Dumnezeu vrea, augmenter notre foi, să mărească credința noastră, notre persévérance, stăruința noastră, pour que nous puissions avoir confiance en lui, pentru că noi să avem încredere în el, et que après, și după aceea, que nous ayons gardé la foi, după ce am păzit credința, nous ayons persévéré, după ce am stăruit, nous puissions obtenir, noi să putem să obținem, selon, după, notre attente, așteptările noastre, dans la foi, în credință. C'est pourquoi aussi, de aceea, le Seigneur, Domnul, a demandé à ses enfants, a cerut copiilor săi, quand il les a délivrés, când i-a eliberat, et qu'il a instauré la Pâque, și a făcut Pasca, Pascele, dit, vous allez a zis, voi o să mergi, célébrer cette fête, să sărbătoriți această sărbătoare. Il dit, vous allez vous rappeler, o să vă aduceți aminte, quand vos enfants vont demander, când copiii voștri au cerut, que signifie ce que nous faisons, când, ce înseamnă asta ce faceți voi, când dit, vous leur direz, voi o să le spuneți, c'est en mémoire, în amintirea, de ce que Dieu avait fait pour nous, în ceea ce Dumnezeu a făcut quand nous étions esclaves en Égypte, când eram robi în Egipt, quand vous lisez dans Exode, când voi citiți în Exod, vous verrez, veți vedea, nous pouvons le lire, putem să citim, prenons Exode 13, să luăm Exod 13, Exode 13, Exode 13, au verset 3, versetul 3. Moïse dit au peuple. Moïse a zis poporului. Souvenez-vous de ce jour. Aduceți-vă aminte de ziua aceasta. Où vous êtes sortis du
d'Égypte, când ați ieșit din Egipt, de la maison de servitude, din casa robiei, car c'est par sa main puissante, căci cu mână puternică, que l'Éternel vous en avait fait sortir. V-a scos Domnul de acolo. On ne mangera point să nu mâncați de pain levé. Pâine dospită. Amen. Amin. Verset 8. Versetul 8. Tu diras alors à ton fils. Se spui atunci fiului tău. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Aceasta este spre pomenirea celui ce a făcut Domnul pentru mine d'Egypte. Când am ieșit din Egipt. Amen. Amin. Au verset 14. În versetul 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour. Și când te va întreba fiul tău într-o zi. Que signifie cela? Ce înseamnă lucrul acesta? Tu lui répondras. Să-i răspunzi. Par sa main puissante. Prin mâna lui cea atotputernică. L'Éternel nous a fait sortir d'Egypte. Domnul ne-a scos din Egipt. De la maison de servitude. Din casa robiei. Vous voyez, mon frère vedeți, et ma soeur, fraților și surorilor. Dieu, Dumnezeu, c'est un Dieu, este un Dumnezeu de reconnaissance, care ne cunoaște, un Dieu de gratitude, un Dumnezeu al harului. Lui-même, el însuși, il n'oublie pas, el nu uită, les bienfaits, binefacerile. Quand il enseignait, când i-a învățat, il disait, même un verre d'eau, chiar și un par de apă, pe care îl vezi au plus petit de mien, la cel mai mic, c'est à moi que vous l'avez donné. Mie mi-a dat. Et pour cela, și pentru aceasta, il va vous recompenser. Vă va recompensa. Quand vous lisez dans Hébreu, când voi citiți în Evrei, tout ce que vous faites pour le pour tot ce lui, faceți este pentru pour el, ses serviteurs, pentru slujitorii Dieu săi. N'oublie pas. Dumnezeu nu uită. Et la Bible dit, și Biblia spune, il est le rémunérateur. Că el este răsplătește. Il paye. El plătește chacun pe fiecare selon son œuvre. După lucrarea lui. Amen. Et Dieu, și Dumnezeu, il est juste. Este Amen. Drept. Dieu est correct. Dumnezeu este corect. Il n'est pas comme vous et moi. El nu este ca și mine și voi. Je ne dis pas que nous sommes. Nu spun că noi suntem. Ne prenez pas mal. Să nu luați. Je dis en general care, l'homme. Dar în general omul. L'homme peut tromper son frère. Omul oui. Poate să înșele pe fratele său. Vous demandez à quelqu'un. Voi cereți cuiva. Faites-moi du travail. Fă-mi ceva de lucru. Je vais vous payer autant. O să vă plătesc la timp. Vous vous arrangez. Voi aranjați. Vous signez même un contrat. Voi semnați chiar și un contract. La personne fait le travail. Persoana face treaba. Quand il faut lui donner l'argent. Când trebuie să-i dai banii. Vous commencez à trouver des raisons. Voi începeți să găsiți motive. Oh, n-ai făcut asta. N-ai făcut alors asta? À cause de cela, și atunci, din je vous paye seulement autant. Vă plătesc doar atâta. Non. Non. Dieu est le bon rémunérateur. Dumnezeu este cel care răsplătește bine. Il est juste. El este corect. Il a établi un livre de souvenirs. Și el a pus o carte de aducere aminte. Il se souvient de tout ce que nous faisons pour lui. Își aduce aminte de tot ce facem noi pentru el. Si lui il est comme ça. Dacă el este așa, comment ne doit être nous notre reconnaissance? Cum să nu fie atunci recunoștința noastră? En tant qu'enfant de Dieu. Ca și copii al lui Dumnezeu. Et ce sont des choses. Și sunt lucruri dans la vie de chaque jour. În viața de zi cu zi. Que nous devons expérimenter. Pe care noi trebuie să experimentăm. Savoir dire merci. Să știm să spunem mulțumesc. Même à son épouse. Chiar și même à son fils. Mireasei sau fiul lui. Vous savez, les hommes des fois. Oamenii câteodată. Quand on leur a donné à manger. Când ni se dă de mâncare. C'est difficile de dire à son épouse. Spui, merci pour le repas. Mulțumesc pentru hrană. Nu, je suis l'homme. Elle a préparé. Oh, pregătit. C'est normal. E normal. Votre fille a préparé à manger. Fiica voastră a pregătit ceva de mâncare. Du temps. Și a luat timp. Elle a fait avec amour. Și a făcut-o cu dragoste. C'est mon enfant. Oh, même si me donne un verre d'eau. Chiar dacă îmi dă un par de apă. Merci, bon. Dacă nu-i mulțumesc, oh, eu sunt tatăl. Nu. Quand on est reconnaissant. Când suntem recunoscători. Même dans les petites choses. Chiar și în lucrurile cele mici. On saura dire merci. O să putem să spunem mulțumesc pentru orice gest. De bonté ou de bienfait. De bunătate sau ceva bun făcut. Amen. Dieu aime la reconnaissance. Dumnezeu iubește recunoștința. Il le montre lui-même. Și el arată însuși. C'est pourquoi quand vous voyez dans 2 Timothée. În 2 Timotei. Il dit qu'à la fin des temps. El spune că la sfârșitul vremii. Pendant qu'il cite toutes les mauvaises choses. Când toate aceste lucruri rele. Qui aura la fin des temps. Care vor fi la sfârșitul timpului. Il dit aussi qu'il y aura des ingrats. Că vor fi și. Vous avez déjà lu ça. Voi ați citit deja. On peut le lire. Putem să citim. 2 Timotei. În 2 Timotei. De Timothée.
chapitre 3, capitolul 3, 2 Timotei, verset 1. Versetul 1. Sache que dans les derniers jours, să știți că în zile din urmă, il y aura des temps difficiles. Vor fi vremuri grele. Car les hommes seront égoïstes. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Amis de l'argent. Iubitori de bani. Fanfaron. Lăudăroși. Hautain. Trufași. Blasfemateur. Molitori. Rebelles à leurs parents. Ascultători de părinți. Ingrat. Nemulțumitori. Irreligieux. Fără evlavie. Je m'arrête là. Mă opresc aici. Je vous laisse juste. Vă las doar citer ce mot-là d'ingrat. Să luați doar acest les cuvânt. Les gens auront l'ingratitude. Că oamenii vor fi nemulțumitori. Ils ne sauront pas dire merci. N-o să poată să zică mulțumesc. Ne sauront pas reconnaissant. Nu vor fi recunoscători. Vous pouvez lui faire du bien. Voi puteți să-i faceți ceva bine. Il dédaigne, il méprise même le geste. Și el calcă în picioare acest gest. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Și asta nu este natura lui Dumnezeu. Nous, nous sommes des enfants de Noi Dieu. Suntem copii al lui Dumnezeu. C'est bien de dire merci. Este bine ca să spui à mulțumesc Dieu. Lui Dumnezeu. Mais de fois ça devient seulement comme un slogan. Dar câteodată asta devine ca și un slogan. Mais il faut s'arrêter. Dar trebuie să te oprești. Et réaliser. Și să realizezi. Ce que l'on sort de sa bouche. Ceea ce il iese faut din qu'on gură. Soit conscient. Trebuie să fim conștienți. De ce que Dieu a fait. Pe ceea ce Dumnezeu et a făcut. Et Dieu c'est un Dieu. Și Dumnezeu este un Dumnezeu. Oh, qui est un bon Dieu. Oh, e un Dumnezeu bun. Un Dieu miséricordieux, un Dumnezeu îndurător, un Dieu compatissant, un Dumnezeu milostiv. Et il veut que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Și el vrea ca noi să-i mulțumim. C'est pourquoi ce soir je vous invite mon frère et ma sœur. De aceea, în seara aceasta vreau să vă invit, prenez frate, le temps à la maison. Luați timp acasă. Seigneur, și spuneți, Doamne, voilà ce que tu as fait dans ma vie. Iată ce ai făcut voilà în viața mea. Depuis le matin. Iată astăzi de dimineață. Ce que tu as fait. Ce ai făcut tu. Ce que tu as fait pour telle. Ce ai, tu ai făcut pentru putare, putare. Pour moi-même. Pentru mine dans telle ou telle situation. În astfel și astfel de situație. În cutare și cutare de situație. Te laud. Je te bénis. Și Dumnezeu te binecuvântează. Et vous voyez mon frère et ma sœur. Și vedeți, frate, soră. Quand nous disons merci, când noi spunem mulțumesc, c'est pour la bénédiction este pentru binecuvântare que Dieu nous a fait, pe care Dumnezeu nous ne-a a accordé. Ne-a dăruit-o. Et c'est pour cela que nous voulons și lui être reconnaissants. Noi vrem să-i fim recunoscători. Et souvent la bénédiction și à laquelle de multe ori binecuvântarea fait la attention, care suntem atenți, c'est surtout la bénédiction matérielle. Este binecuvântarea materială. C'est surtout la bénédiction des choses temporelles. De binecuvântarea lucrurilor care sunt temporare. J'avais besoin de tel. Aveam nevoie de cutare. Și Dumnezeu mi l-a dăruit. J'avais besoin de terre. Aveam nevoie de cutare. Dieu a résolu ma situation. Și Dumnezeu a rezolvat situația mea. Malade. Eram bolnav. Dieu a résolu ma situation. Și Dumnezeu a rezolvat situația mea. Souvent c'est ça que nous considérons comme bénédiction. De multe ori asta considerăm noi ca și binecuvântare. Mais quand vous avez lu. Dar când voi citiți. Dans Psaume 103. În Psalmul 103. Il nous a été mentionné. Mi-a fost menționat. Quelque chose d'autre. Ce altceva. Dit, c'est spune, toi, c'est lui. El qui ôte nos iniquités. Care iartă fără de legile noastre. Pourquoi je mentionne cela? De ce menționez aceasta? C'est juste pour vous rappeler mon frère et ma sœur. Doar ca să vă readuc aminte, frate, que soră, nous, căci noi, nous ne vivons pas seulement. Noi nu trăim doar pour le matériel. Pentru lucrurile materiale. Pour cette vie. Pentru această viață care este trecătoare, care este trecătoare. Nous ne serons pas toujours noi nu, cette noi nu vom fi tot timpul pe acest pământ. Elle a eu un début, elle aura început, une fin. Și va avea un sfârșit. Mais nous avons besoin d'une bénédiction. Dar noi avem nevoie de o binecuvântare. De bénédiction. Binecuvântare spirituelle. Duhovnicească. Qui sont les plus importantes. Care sunt mai importante. Vous savez, notre voi vie, știți, viața noastră elle est courte sur cette terre. Este scurtă pe acest pământ. Je pouvais dire, qu'est-ce eu que l'homme? Puteam să zic că ce este omul? Il est comme un vermisseau. Este ca un vierme. Qu'est-ce que la vie d'un homme? Ce este viața unui om? C'est comme de l'herbe. Este ca iarba. Il y a quelques mois, câteva luni j'aime bien raconter cette histoire. Îmi place să je l'ai raconté à mon frère à l'église à Calgary. Am povestit și fraților în adunarea din Canada. J'avais dans notre bureau. Aveam în dans notre clinique, în clinica noastră, une infirmière, un infirmier, une jeune infirmière, un tânăr infirmier, avait à peine deux enfants, je crois. Cred că avea doi copii. Oui, des jeunes enfants.
Tineri, copii. Alors un jour, elle me dit, docteur, vous Într-o zi savez, mi-a zis, doctore, voi știți? j'ai envie de faire telle chose. Vreau să fac Alors cu je tare voudrais que tu lucru. puisses te donner, que tu puisses me donner des Consiliu. conseils. Și aș vrea ca să-mi dai niște sfaturi. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ce gândești tu despre aceasta? Alors, disons, attends, c'est une bonne chose. Azi e Tu un peux lucru faire bun, ceci et tu poți să faci cela. asta și Elle, asta. ce jour-là, Și în ziua aceea elle m'exprime ses projets qu'elle și avait. mi-a exprimat planurile pe care le avea Elle dit, voilà, c'est și a ce que je zis, compte faire. iată ce am de gând să fac. En bonne santé, Sănătos, apparemment. așa părea, Elle avait été malade. a fost s-a îmbolnăvit, Elle est allée en congé. s-a dus în Elle est concediu, revenue a revenit en bonne forme. în formă bună Et elle. Puis, și după aia, la semaine qui suivait, săptămâna care je crois a que c'était un urmat, jeudi ou vendredi cred qu'on că era o parlait. joie sau o vineri când am vorbit, Et le lundi de la semaine qui și suivait, luni, săptămâna care urma, et on me dit que non, tu mi-au sais quoi? spus, știi tu, De la ville où elle habitait, în orașul în care locuia, on a dû l'évacuer par l'hélicoptère trebuia să le evacueze cu pour elicopter l'amener dans un centre hospitalier ca să-l universitaire. ducă la un centru de universitar. Alors, Atunci, connaissant son histoire, cunoscând istoria lui, tu vois, on commence déjà à réfléchir en tant que médecin. începem să ne gândim ca și medici imediat Et je crois, un ou deux jours après, le și jour qui cred că suivait, o zi sau două je după devais aller aceea en congé. trebuia să merg în concediu. C'était au mois d'août passé, oui. Era Je în devais luna aller en august. congé. Trebuia să merg în concediu. Et puis, pendant que je suis en congé, Și în cât eram în concediu, la manager de la clinique managerul qui clinicii m'envoie un message mi-a trimis un de mesaj, triste nouvelle. o tristă veste. Elle n'est plus avec nous. Nu mai este printre noi. Je comptais. Am Je crois que c'était numerat. jeudi ou vendredi. Cred că era joi sau Et le vineri mardi, și marți. parti. O plecat. Avec plein de projets. Plin cu planuri. Je me suis dit, Și mi-am zis, ça m'a choqué. m-a șocat. Bien que ce n'est pas la première fois en tant que médecin, Chiar j'ai dacă nu a fost vécu, prima dată ca mais și c'était medic, une personne, dar aceasta era o persoană, une africaine comme un moi, african ca și mine, parmi autant, printre atâția vous sentez proche care îi simțiți de apropiați la Zambie, un din pays Zambia, o à țară, côté du mien, de mon pays o d'origine. țară de țara mea de C'était comme origine. une jeune sœur pour moi. Era ca și o tânără Et soră pentru puis, mine și après după peu de aceea, temps, tout est într-un fini. timp Tous scurt, les totul s-a projets terminat. tombés en Toate l'air. planurile au căzut. Alors vous voyez que Atunci, vedeți nos voi projets ne valent rien. că planurile noastre nu valorează C'est le nimica. dessein de l'Éternel qui Planurile s'accomplit. Domnului se împlinesc. Nous lui devons notre vie. Noi trebuie să-i dăruim Nous viața lui devons noastră. le souffle de Noi îi vie. dăruim suflul de Tout viață. ce que nous sommes et Tot nous ceea ce avons, suntem nous și le ce tenons avem, de Dieu. noi obținem de la Dumnezeu. Alors lui, Atunci El, tout ce que nous considérons comme tot bénédiction, ce considerăm noi ca binecuvântare, oui, nous sommes reconnaissants. da, noi suntem Mais recunoscători. nous voulons nous Dar noi vrem intéresser să ne interesăm à ce que lui la considère ceea ce El comme la consideră meilleure ca pour și nous. cea mai bună pentru noi. Alors, chaque fois que nous voulons parler de Și de bénédiction, fiecare dată când vrem să vorbim nous despre voulons binecuvântare, prendre, noi vrem să luăm, donner să l'importance dăm et importanța rechercher la și să bénédiction căutăm binecuvântarea que lui pe care El veut pour nous. vrea pentru noi. Regardez un peu, Să ne uităm puțin, prenons proverbe. să luăm din Proverbe, 10, 22. Proverbe 10, Juste pour vous rappeler doar ca să ne aducem que la aminte bénédiction vient căci de Dieu. binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Prenons Proverbe 20, Să luăm non, 10, 22. Proverbe Je 10, vous 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Și el nu se lasă să fie urmat de niciun necaz. Amen. Amin.
Toute bénédiction que nous recevons, orice binecuvântare pe care noi o primim, elle vient de Dieu. Ea vine de la Dumnezeu. C'est pour ça que nous lui disons merci. Pentru aceasta noi îi mulțumim. Il y a eu des gens au fost oameni qui ont cru, care au crezut, et c'est par leur force și prin puterea qu'ils lor, ont reçu la bénédiction, au primit binecuvântarea, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu au făcut ce au putut faire dans leur vie, să facă în viața lor, et à cause de cela, și din pricina aceasta, Dieu leur a prouvé le contraire. Dumnezeu le-a arătat contrariul. Vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar. Voi cunoașteți povestea lui Nebuchadnezzar. Nu vrem să vorbim despre asta. Mais je poursuis. Dar vreau să ce que Dieu lui considère comme le plus important. Ca și cel mai important. Il veut que nous puissions lui demander des choses. Vrea ca noi să-i cerem lucruri. Il est prêt pour nous bénir. El este gata ca să ne binecuvânteze. Și vrea să ne binecuvânteze. Mais il insiste sur une chose. Dar insistă asupra unui lucru. Sur laquelle moi je voudrais attirer votre attention. Despre care vreau să vă atrag atenția astăzi. Prenons Matthieu 6. Să luăm Matei 6. Regardez ce que Dieu dit. Uitați ce spune Dumnezeu. Ça peut être long. Poate e lung un pic. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matei capitolul 6 cu 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Excuse me. Non. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, cum je vais lire en français. O să citesc în franceză. Si vous avez des Bibles de notre langue, suivez dans vos Bibles. Urmați în Biblia voastră. Vous avez tous des Bibles? Aveți toți Biblii? Voilà. Nous allons lire. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous dira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherche. Amen. 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 Toutes ces choses. Toate aceste lucruri. C'est ça que nous considérons comme bénédiction, n'est-ce pas? Considerăm ca și quand j'ai une bonne voiture. Când am o mașină bună. Quand je mange bien. Când mănânc bine. Quand je m'habille bien. Când mă îmbrac bine. Quand j'ai telle ou telle chose. Când am cu nous disons ce sont des bénédictions de la part du Seigneur. Din partea Domnului. Et nous lui disons merci. Și noi îi mulțumim. Et lui dit. Și el spune. Que ça ne soit pas votre première préoccupation. Nu fie prima voastră preocupare. Que ça ne soit pas votre premier souci. Să nu fie prima voastră îngrijorare. Ei dit. Și spune. Car toutes ces choses. Căci toate aceste lucruri. Ce sont les païens qui les recherchent. Neamurile le caută. Votre Père céleste, Tatăl vostru céleste sait que vous en avez besoin. Aveți trebuință de ele. Cherchez premièrement le royaume et la justice căutați de Dieu. Întâi împărăția lui Dumnezeu și et toutes lui. Ces choses vous seront tenues par-dessus. Vi se vor da pe deasupra. Ne vous inquiétez donc pas nu vă du lendemain, dar de ziua de mâine. Car le lendemain aura soin de mâine se va îngrija à chaque jour
suffit sa peine. Ajunge zilei necazului ei. Pour un enfant de Dieu, pentru un copil al lui Dumnezeu, qui attend l'enlèvement, care așteaptă răpirea, qui sait que le Seigneur vient bientôt, și știe că Domnul vine la curând, première chose, primul lucru, c'est le royaume de Dieu. Este împărăția cerurilor. La première chose, primul lucru, c'est la justice de Dieu. Este neprihănirea lui Dumnezeu. J'ai souvent l'habitude de dire. De multe ori am obiceiul să zic. Toutes ces choses. Toate aceste lucruri. Elles sont importantes. Sunt importante. Nous en avons besoin. Noi avem nevoie. Mais la plus importante. Dar cel mai important. Pour Dieu. Pentru Dumnezeu. Ce que nous recherchons. Este ca le royaume des cieux. Împărăția cerurilor. Et si nous recherchons. Și dacă noi căutăm. Il dit lui va nous donner par-dessus. Că el ne va da pe deasupra. Il va nous donner ça comme bonus. Ne va da ca un bonus. Un bonus. Un bonus. Une gratification. Un har. Et il l'a fait. Și el a făcut-o. Il est le même hier, aujourd'hui. El este același ieri și în veșnic. Salomon a cherché la sagesse de Dieu. Solomon a căutat înțelepciunea lui Et Dumnezeu. Quand vous lisez les și când voi citiți scripturile, il dit cela plut à Dieu. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Amen. Quand il a demandé l'intelligence du cœur, când a cerut înțelepciunea, la sagesse du cœur à Dieu, înțelepciunea Dieu inimii lui Dumnezeu, content. Dumnezeu era mulțumitor. Cela plut à Dieu. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Il a dit parce que tu as demandé zis, ça Salomon. Pentru că ai cerut aceasta Solomon. Je te donne et l'intelligence la și înțelepciunea și priceperea. Et toute autre chose là. Și toate cele lucruri, multe lucruri. Comme bonus. Ca și bonus. Celui qui a fait ça avec Salomon. Cel care a făcut asta cu Solomon. Il peut le faire encore aujourd'hui. Poate să mai facă și astăzi. Et il le fera certainement. Și o va face cu siguranță. Alors nous qui attendons l'enlèvement. Atunci noi care așteptăm răpirea. Qu'est-ce qui est notre première préoccupation? Care este prima noastră preocupare? Regardez quand il invite ses enfants. Uitați-vă, je vais m'arrêter là. O să mă opresc aici. Ce n'est que l'introduction de mon introduction. A fost doar introducerea introducerii mele. Matthieu 7. Matei 7. Cu 11. Demandez et l'on vous donnera. Cere și vi se va da. Cherchez et vous trouverez. Căutați și veți găsi. Frappez et l'on vous ouvrira. Bateți și vi se va deschide. Car quiconque demande reçoit. Că cine cere primește. Celui qui cherche trouve. Cel ce caută găsește. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Și se deschide celui ce bate. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Cine dintre voi va da si piatra lui demande du pain? Dacă îi cere pâine. Ou s'il demande un poisson? Sau dacă îi cere un pește? Lui donnera-t-il un serpent? Să-i dea un șarpe. Si donc méchant. Deci dacă voi care sunteți răi. Comme vous l'êtes. Știți, vous savez donner de bonnes choses. Să dați daruri bune à vos enfants. Copiilor voștri. À combien plus forte raison. Cu cât mai mult tatăl vostru. Votre père qui est dans les cieux. Care este în ceruri. Donnera-t-il de bonnes choses. Vă va da lucruri bune. À ceux qui le lui demandent. Celor ce îi cer. Amen. Amin. Et prenons Luc 11. Și să luăm Luca 11. Luc 11, je commence au verset 10. Cu versetul 10. Car quiconque demande reçoit. Cine cere capătă. Celui qui cherche trouve. Cine caută găsește. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Și celui ce bate îi se deschide. Quel est parmi vous? Cine este dintre le père voi? Qui donnera une pierre à son acel fils? Tată care să-i dea si piatră fiului său dacă îi cere pâine. Ou s'il demande un poisson, dacă cere un pește, lui donnera-t-il un serpent? Se dea un șarpe în loc de pește. Au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, sau dacă cere un ou, lui donnera-t-il un scorpion? Se dea un scorpion. Si donc, deci dacă méchant, voi, comme vous l'êtes, care sunteți răi, vous savez donner de bonnes știți choses, să dați daruri bune, à vos enfants, copiilor voștri, à combien plus forte cu cât mai mult. Le Père Céleste Tatăl vostru, cel din ceruri, donnera-t-il vă va da le Saint-Esprit Duhul Sfânt à ceux qui le lui demandent. Celor ce îl cer. Amen. Amen. Il dit ne vous inquiétez pas. El spune nu vă îngrijorați. Des choses de ce monde. De lucrurile din această lume. Si vous, vous êtes comme vous êtes méchant. Dacă voi cum sunteți așa răi. Vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Știți să dați lucruri bune copiilor voștri. Comment est-ce que moi? Cum eu atunci? Qui suis bon, qui sont juste. Care sunt bun și drept. Qui suis juste. Care sunt neprihănit. Je vous donnerai. Vă voi da. Je ne vous donnerai pas ce que vous demandez. Nu vă voi da ce voi îmi cereți. Et il dit. Și spune. La chose bonne.
lucrul bun, qu'il est prêt à nous donner, care este gata să ne dea, Saint-Esprit, este Duhul Sfânt. Donc pour lui, deci pentru si el, une chose dacă este un lucru que nous devons pe care noi trebuie demander, să-i cerem, qui est la bénédiction, care este binecuvântare, le Saint-Esprit. Este Duhul Sfânt. Alleluia. Amin. Si nous avions du temps, dacă noi avem, nous allons lire dans Ephésiens 1, pot să citim în Efeseni 1 pour vous montrer ca să vă arătăm toutes les bénédictions căci binecuvântările que Dieu nous donne, pe care Dumnezeu ne le mais dă, il conclut, dar il arrive și ajunge au Saint-Esprit, la Duhul Sfânt. Pourquoi j'ai pris tout ce schéma? De ce am luat toate aceste lucruri? C'est parce que este pentru că le sujet subiectul dont je voulais parler de care vorbeam să vorbesc nous parlait de Dieu qui place vorbim de Dumnezeu care l'homme pe om devant un choix à faire. Înaintea unei alegeri de făcut. Il dit je te place aujourd'hui devant un choix. Îți spune înainte astăzi o alegere. À faire. Ca să faci. Le bien. Binele. Et le mal. Și răul. La bénédiction, binecuvântarea, et la malédiction, și blestemul. La mort, moartea, et la vie, și viața. Tu dois choisir. Tu trebuie să alegi. Mais il conseille, il dit. Dar moi je te conseille. Spune, eu de te choisir la vie. Să alegi viața. La bénédiction. Și binecuvântarea. Alors si on avait parlé de bénédiction, dacă am vorbit de binecuvântare, peut-être que nous allions penser că noi ne-am gândit que c'est seulement les bénédictions. Că sunt doar binecuvântări. Din această lume. Non, je voulais d'abord. Dar voream prima que dată. Nous mettions d'accord. Să ne punem de acord. Căci binecuvântările. Pour les enfants de pentru copiii lui Dumnezeu. C'est d'abord les bénédictions spirituelles. Prima dată binecuvântări duhovnicești. Amin. Et le reste. Și restul. Dieu nous donne. Dumnezeu ne dăruiește. Comme bonus. Ca și un bonus. Comme gratification. Ca și un dar. Et le but de mon sujet, c'est de vous donner meu, des exemples, să vă dau exemple dans la Bible, în Biblie, des gens, de oameni qui ont fait le bon choix, care au făcut alegerea bună, les conséquences de ce choix, și consecința acestei alegeri, qui ont fait și zic les care mauvais au choix, alegeri greșite, avec les conséquences de ce mauvais choix, și consecințe alegerii greșite, et de vous rappeler mon frère și et ma să vă aducem aminte, frate, que chaque jour de notre vie, fiecare zi a vieții noastre, des choix, noi facem alegeri, même pour venir ici, chiar ca să vii aici, un choix, este o alegere. Même pour porter ce que j'ai porté. Ca să port ceea ce port. C'était un choix. A fost o alegere. Et quel choix nous faisons? Și ce alegere facem dans noi? Notre vie de chaque jour. În viața noastră de zi cu zi. Parce que chaque choix que nous faisons. Pentru că fiecare alegere care o facem d'une conséquence. Poate să aducă o consecință. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Si il le permet. Dacă permite. Nous en parlerons. Noi vom mai vorbi. Le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze.